Bună ziua, dumneavoastră, faceți portrete? Oui, oui. Cum trebuie să stau? Stai cum vrei, eu fac pe oricine un star. Am terminat! Ce-i ăla? E coperta de la blocul de desert. Faceți portrete? Și ce trebuie să fac? Draga mea, eu fac picturi de 10 de ani. Lasă-te pe mâna mea să înceapă magia. Dar cât ar costa așa? Draga mea, portretele mele costă peste 500 de euro. Și mai mult, ajungi la 2 miliarde de euro. Acum stai frumușel acum și lasă să vină magia de sandwich pe tine. Bine, mă întreb ce-o ieșit. Oh, Doamne, oh, ce textura ochiului, oh, câtă greutate. După 3 ore, am terminat! Ești gata să-ți vezi minunăția de portret? Ta-da! Ce-i aia? Bună ziua! Bună ziua! Dumneavoastră sunteți pictorul? Da. Mai întâi plătiți, Dar cât ar costa mai întâi? Doamnă, eu sunt reîncarnare din Leonardo da Vinci! Arta mea e foarte scumpă. Cam 500 de... 500 de euro? Ce... Bine... 500 de euro? Da banii. Așa. Mă duc să-mi aduc picturile. Nu vă duceți, domnule? Sunt hoț. Și mi-ai dat 500 de euro ei. Pictorul? Da. Hai să mai lungim vorba, deci tu stai acolo, eu să fac un portret, adică știi cum e. Hai pe așa să se Domnule, ce faceți? Creiez! Bună ziua! Eu acum o să vă hipnotizez ca să pot să fac această pictură extraordinară. Ce? Poc, poc, poc! Și-am hipnotizat-o cu puterea telefon. Am terminat. Stați să vă trezesc. Doamnă, vă place pictura? Coscodac! O, nu. Alo? E cineva pe aici? Da, sunt eu. M-am împiedicat de piciorul dulat. Scuzați. Și... Dar unde sunteți? Aici! Unde aici? Încetați! Vă fac pictura. Bine. Poftiți pictura. Pa!